Doamnelor și domnilor, am revenit la dezbaterea noastră. Prin telefon îl avem pe domnul profesor Mircea Coșea. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Vreau să știu care este părerea dumneavoastră vis-a-vis de legea risipei alimentare. Ce să vă spun? Risipa alimentară e o problemă globală, e o problemă foarte importantă. Din păcate, însă, deocamdată, cred că în România nu este chiar de actualitate. Sigur, a existat o declarație a domnului ministru al Agriculturii care spunea că chiar dânsul a avut o experiență neplăcută, văzând că în frigiderul domniei sale sunt multe lucruri care trebuie aruncate, pentru că a cumpărat prea mult. Ei, în România o fi și așa ceva, însă trebuie să punem un lucru care nu e prea plăcut. În România există oameni care nu numai că nu poate să-și umple frigiderul, nici nu au frigidere. Statistica arată o situație foarte gravă. Există o situație, a spune eu, de țară în curs de dezvoltare, nici de cum de țară membra a Uniunii Europene. Cifra pauperizării ajunge până la aproape 38-40%. În România există o populație întreagă rurală care cumpără pe caiet, cum să zice, adică pe credit, de la lună la lună. Nu există nici pe departe astăzi o situație care să ne conducă la ideea că România, pe ansamblu ei, suferă de această boală a risipei de alimente. Sunt niște stratificări sociale în România care arată foarte bine că doar o mică parte a populației ar putea fi inclusă în această categorie. Pe urmă, cifrele care au apărut în legătură cu risipa de alimente în România nu sunt foarte corecte, ca să nu zic altfel, pentru că o parte importantă a alimentelor care se aruncă nu sunt aruncate de populația care nu le folosește. Sunt aruncate pentru că nu sunt primite în comerț, în rețelele de distribuție. Dumneavoastră, ca un post specializat, știți foarte bine că există producții întregi de legume, de fructe, care nu sunt preluate de marile lanțuri de supermarketuri, care nu ajung pe piață și care se strică. Includerea acestor produse în risipa de alimente este o greșeală. Ele ar putea să fie consumate, dar noi nu suntem în stare să ne valorificăm propria producție în concurența pe care ne-o fac mărfurile din import. Deci ce pot să vă spun? Mi se pare că discutăm probleme care au importanță teoretică, dar pentru noi în practică nu prea există. Dacă cineva vrea să se gândească și să discute serios despre risipa de alimente, și mă refer la persoanele care au putere de decizie, la guvern în primul rând, ar trebui, la Parlament care elaborează legea, ar trebui să se gândească cum să existe o distribuție mai bună a ceea ce produce România, a PIB-ului, pentru că nu contează că avem o creștere economică importantă, contează că această distribuție a PIB-ului nu ajunge, prin consum, echitabil la toată populația României. Sunt diferențe mari de venituri. Bucureștiul, spre exemplu, și alte două orașe din țară au venituri pe cap de locuitor comparabile cu cele mai dezvoltate orașe din Europa și sunt zone în România care sunt pe ultimul loc din Europa din punct de vedere al consumului, deci este sărăcie absolută. Deci întâi, zice eu, să ne gândim la cum să trăim mai bine în țară și să dăm de mâncare, măcar într-o manieră rezonabilă, tuturor categoriilor populației și avea pe urmă să ne gândim la cum risipim alimentele. Aș vrea să, domnul profesor, mă scuzați că vă întrerup. Chiar datorită acestei pauperizări pe care o are cetățeanul și consumatorul din România, o astfel de lege înseamnă un plus. Și de ce vreau să spun acest lucru? Fiindcă dă posibilitate și sper ca prin normele de aplicare ale legii, fiindcă până ieri, până a apărut această lege, în momentul în care un hipermarket, un supermarket, un lanț de restaurante, un lanț de hoteluri ar fi dorit să doneze sau să sponsorizeze o casă de copii, o casă de bătrâni, o anumită zonă, să spunem, cu o populație care nu are resurse materiale să cumpere foarte multă mâncare, putea să o facă doar în limita celor 20% din impozitul pe profit, fără a depăși 3.000 din cifra de afaceri, conform legii sponsorizării. O astfel de lege trebuie să aducă acest lucru ca în momentul în care depășește un magazin, un restaurant, un lanț
de hipermarket, supermarket sau un producător acest barem, să poată să-i fie dedus acel TVA, fiindcă altfel el dacă sponsoriza sau dacă dona acea zonă, acea cantitate de alimente, trebuia să plătească TVA și atunci pentru acel magazin sau producător era mai rentabil să distrugă o mâncare care putea fi consumată în loc să o doneze. Și atunci, practic, erau oameni care aveau nevoie de mâncare, dar din punct de vedere economic și din rațiuni economice, se ajungea la o distrugere a acelui produs care încă era comestibil sau era foarte bun pentru mâncare, fiindcă plătirea TVA-ului însemna practic o gaură pentru acel retailer. Din această perspectivă, într-o zonă cum este România, unde sărăcia este foarte, foarte gravă, un astfel de demers este foarte bun, cu amendamentul de a putea avea niște normative și o procedură foarte clară de respectarea siguranței alimentului în momentul în care sunt donate aceste alimente, mai ales acele alimente care necesită un anumit tip de transport, un anumit tip de depozitare a lor până ajunge să fie consumate. Da, dumneavoastră sunteți bucureștean, nu? Da. Ați văzut la supermarketul că există la ieșire un cub mare de carton în care pun oamenii niște alimente pentru azilele de bătrâni. Nu, acela este altceva, este Banca Alimentelor, este un proiect. Nu, ascultați-mă până la sfârșit. Le-ați văzut? Da. Le-ați văzut, da? Da. Eu am studiat problema. Aceste cuburi nu se umple nici într-o săptămână. Corect. Știți de ce? Pentru că nu există, din punct de vedere operațional, infrastructura de ajungere a acestor produse și de distribuire la cei care ar trebui ca să le primească. Nici cetățenii nu le cumpără, că le-a trebuit să le cumpere un consumator și să le pune acolo ca să le doneze din spirit civic social și puțini cetățenii noștri au acest spirit de a dona. Nu, scuzați-mă, m-am referit la cu totul altceva. M-am referit la faptul că în condițiile în care există o cantitate de mărfuri care ar trebui să ajungă la cei care aflați în sărăcie, ele tot nu ajung pentru că nu este pus la punct sistemul de distribuție. Adică această lege, o fie ea bună, cum spuneți dumneavoastră, teoretic și ne include în lumea civilizată pe hârtie, dar în practică nu veți găsi așa ceva, așa cum în practică nu se poate aplica nici legea cu 59% de produse românești. Pentru că așa, dacă studiem ce se întâmplă în alte țări, atunci o să vedeți că odată ce legea apare și un adendum în care se spune exact unde se predau, cum se distribuie și mai ales cum se controlează acești... Corect, circuit. Aveți dreptate și acestea... Lăsați-vă ca să termin, da. Pentru că în Italia au fost cazuri celebre, cred că le cunoașteți, în care aceste mărfuri au intrat în consumul restaurantelor ilegal. Deci există și, între ghilimele, o ilegalitate care se poate dezvolta oricând. Deci părerea mea este că o astfel de lege apărută în forma în care a apărut este o lege care este bună de citit, dar deocamdată de pus în practică trebuie să fie completată. Și sper ca lucrul ăsta să fie făcut în timp, pentru că deocamdată ea intră la capitolul legi plăcute, cum e și cea cu 51%, dar cu o aplicabilitate foarte restrânsă sau în anumite condiții chiar imposibilă. Asta aș vrea să fac un amendament. Acea lege acum cu 51% din produse nu se referă la produse românești, ci la produse din lanțul scurt. Și aș vrea să fac acest amendament. De ce? Fiindcă de foarte multe ori s-au pus tunurile pe această lege, fiindcă se discuta doar de produsul românesc. Nu, se discută de produsul din lanțul scurt. E adevărat că produsul românesc, fiind mai aproape, poate să aibă, să spunem, un plus. Iar referitor la ce spuneați de infrastructură, eu sunt convins că dacă ne învârtim în jurul cozii, nu o să se facă nici infrastructură, fiindcă nici Crucea Roșie, nici alte organizații neguvernamentale n-au făcut astfel de infrastructuri, fiindcă această legislație nu era posibilă. Iar pe cealaltă parte este un proiect pe care îl desfășoară un mare hipermarket din România de vreo 6-7 ani de zile cu Biserica Ortodoxă, în care donează aceste alimente, dar doar în limita aceea de 20% de impozitul pe profit, fără a depăși 3 la mie, în condițiile în care ar fi putut să doneze de 4-5 ori mai mult ca aceste alimente să ajungă prin mănăstiri în zona aceasta a cantinelor sociale. Așa de-a Dumnezeu să fie, cum spuneți dumneavoastră. Ar fi bine. Bine, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim și noi mult, domnule profesor, pentru intervenția dumneavoastră în cadrul emisiunii noastre.
Întotdeauna, e adevărat, și întotdeauna trebuie să luăm și partea aceasta că se pot întâmpla și lucruri care nu sunt poate chiar atât de bune, dar asta nu înseamnă că, de exemplu, dacă pe drumurile din România circulă și oameni care nu au permis de conducere și fac accidente, asta nu înseamnă că trebuie să luăm tuturor cetățenilor permisul de conducere și astfel să nu mai avem accidente, că ar fi cel mai simplu. Dar aș vrea să atrag atenția că o lege care a apărut sau un ordin care a fost dat de către Autoritatea Națională de Protecție a Consumatorilor cu intrare în vigoare de ieri este un plus exact și pentru și susține legea aceasta a risipei alimentelor. Este o lege care privește tot ceea ce înseamnă produsele congelate care sunt puse la dispoziție consumatorilor, ca în momentul în care mergem într-un restaurant și comandăm, nu știu, fructe de mare, pește dorada, pește nu știu de care, trebuie să ne scrie foarte clar în meniu cum scrie alergenii, de unde e peștele și ce se întâmplă, să ne spune dacă provine dintr-un pește congelat sau pește proaspăt. Pe de o parte, o problemă de concurență neloială, că cel care se chinuie să aducă un produs proaspăt înseamnă costuri suplimentare pentru el și un produs congelat are alt tip de cost, dar și pentru mine ca și consumator să știu ce consum. Consum un biftec de vită care a fost congelat acum 5 ani sau un biftec de vită care a fost tăiat acum 2-3 săptămâni și este aproape proaspăt. Cumpăr o plăcintă cu mere care a fost făcută acum, e caldă și e proaspătă, deci e mai aproape de poate ceea ce mi-aș dori eu ca și amintire de la bunica, să este un produs care a fost congelat și a fost adus din Peru, prin nu știu ce rută și au trecut 2-3 ani de zile. Decizia trebuie să fie la mine și să pot să aleg în cunoștință de cauze. Iar această legislație, de ce spun că are o componentă foarte importantă pe segmentul risipei alimentare? Fiindcă genul acesta de produse congelate care sunt puse în comerț, de multe ori ajung, și am avut un exemplu care a uvuit toată mass media cu acea carne de vreo 47 de ani, 57 de ani sau ce era, să nu mai ajungă din perspectiva aceasta în zona produselor tip risipă alimentară. Domnule Mierlea, vreau să ascultați ce a declarat în exclusivitate pentru AgroTV domnul George Bădescu, reprezentant al marilor magazine. Această lege deci mai trebuie promulgată de președintele României și are și un termen de intrare în vigoare de 6 luni, perioada în care există obligația elaborării unor norme metodologice în sarcina guvernului. Adică ceea ce încerc să spun este că, deși legea nu mai poate fi modificată practic prin aceste norme metodologice, totuși anumite aspecte care, într-un fel sau altul, poate vor fi avute în vedere în aceste norme, pot să mai schimbă într-o anumită măsură modalitatea în care acesta se va aplica. Ca principiu general, însă, bineînțeles, membrii asociației marilor rețele comerciale sunt în favoarea unei astfel de legi, în favoarea acestui principiu al diminuării risipei alimentare. Eu cred că toată lumea este, nu poate fi altfel decât în favoarea unei astfel de în favoarea unei astfel de deziderat. Cred că sau nimeni nu este confortabil atunci când se aruncă mâncarea sau când devine în propriul consumului pentru cauze diferite. Și cred că chiar și fiecare dintre noi, la nivel personal, am avut o stingere de inimă atunci când am văzut poate astfel de situații. Problemele însă pot să apară atunci când, dincolo de acest aspect umanitar, care ține de generozitate, de acest sentiment al responsabilității și al ajutorului eventual al unor persoane aflate în dificultate prin diminuarea acestor alimente, diminuarea fenomenului de aruncare acestor alimente. Deci atunci când trecem la analizarea situației care presupune crearea unui sistem la nivel întregii societăți în care astfel de situații să fie eliminate. Și atunci vom vedea că există poate mai multe provocări decât poate ne-am fi așteptat, pentru că toată această operațiunea necesită, în primul rând, o foarte bună organizare, necesită niște dispoziții clare, niște responsabilități foarte bine definite și, în ultimul rând, niște costuri. Și de aceea noi trebuie, într-un fel, să realizăm și care va fi
să zic, efortul care va fi necesar pentru punerea în funcțiune și funcționarea eficientă a unui astfel de sistem în raport cu obiectivul urmărit. Am revenit. Cum comentați aici, declarația? Din nou, de fiecare dată, că e reprezentantul Asociației Române a Băncilor, că e reprezentantul marilor retail, în general al industriei, iar ne plângem că vor fi costuri care vor trebui suportate iar de client, de consumator până la urmă, iar ce rău e. Dar până acum nu aveau costuri cu distrugerea produselor care erau la limita expirării? Sau ce făceau cu ele? Le reetichetau și atunci nu mai aveau costuri? Adică genul ăsta că avem costuri, iar să ne plângem, iar când am auzit și asta că ne să fim așa, că e o activitate caritabilă, nu știu dacă e activitate caritabilă sau necaritabilă, până la urmă eu cred că este o problemă socială din perspectiva unei societăți normale. Mi se pare absurd ca pe strada A să se distrugă alimente care mai pot fi consumate și pe strada B să fie două cămine de bătrâni care să mănânce doar cartofi cu sare. Adică e absurd. N-are nicio noimă și nicio logică. Iar dacă vine statul și îți face o deducere fiscală, care sunt costurile care le includ pentru un astfel de magazin, să spunem, în momentul în care discutăm de risipă? Iar trei la mână, în momentul în care discutăm de partea aceasta de risipă, legislația că a fost în Franța, că e în România, că e și în alte țări, nu vine și să aducă, să spunem, o obligativitate a agentului economic neapărat să doneze. Dom'le, poate să facă promoții, poate să găsească alte mecanisme, dar dacă nu, decât să o distrugă. Și așa are o facilitate, cred că și sper, aceasta fiscală de reducere a TVA-ului și până la urmă găsirea unei formule să ajungă la cetățean. Fiindcă chiar vorbeam, sunt femei care lucrează la zona aceea de fac bucătăria prin diferite hipermarketuri, supermarketuri, tot felul de gogoși, cârnați, ce mai fac ei pe acolo mâncarea aceea, au un salariu de mizerie, de mizerie, iar mâncarea nici măcar nu îi lasă să se atingă și o distrug. Da? Asta ce înseamnă? O procedură, o problemă socială sau o normalitate? Și atunci, din această perspectivă, eu cred că această legislație ar trebui să fie, e adevărat, cu normativele, cum ar trebui să fim foarte atenți cum se implementează, dar genul acesta de băncile totdeauna ne spuneau, domne, convertirea și aia o să fie rău și o să plătiți tot voi. Eu sunt de acord că, până la urmă, tot consumatorul ajunge să plătească, dar haideți să vedem care sunt magazinele serioase și responsabile și să mai cernem din ele, că alea care vor ridica prețul de cost la anumite produse s-ar putea să piardă pe termen scurt și mediu. Iar ceea ce tot timpul auzim, se apropie deja sărbătorile, se apropie să cupaje pe sărbătorile de iarnă, crește carnea la porc, se întâmplă nu știu ce. Am și uitat că a scăzut TVA-ul la produsele agroalimentare și nu se mai regăsește această scădere de TVA, nici în preț, nici în zona aceasta de produse dintr-un las de trasabilitate. Sigur, avem acea minune care ține de obicei 3 zile în România, iar după aceea, dacă ne uităm pe liniile și fără a fi populist sau a zice altceva, dar dacă ne uităm la mari retailer din România, rata de profitabilitate este mai mare decât în țările vestice, în condițiile în care consumatorul din țara vestică are o putere de cumpărare mult mai puternică decât în România. Și ar trebui să ne punem niște întrebări și sper că și prin această lege, prin legea cu 51%, 51% dintr-un lanț scurt înseamnă produse mai multe într-un galantar. Și aș vrea foarte pe scurt să fac doar o simplă remarcă. Legea risipei alimentare și 51% din lanțul scurt, până astăzi, până nu a fost legea cu 51%, erau, să spunem, 3 producători mari care aveau 15 tipuri de produse în galantar și le plăteau la 90 de zile, îi plătea magazinul. Acum, prin lege, trebuie să-l plătească foarte scurt. Și atunci magazinul o să spună, tată, nu mai poți să țin 15 produse de la fiecare dintre cei 3, îți țin doar 5, că eu trebuie să ți le plătesc repede. Și atunci, deodată, în galantarul respectiv, e loc și pentru cei din zonele locale, fiindcă legea nu e cu 51% problema, ci cu termenul de plată foarte rapid. Și atunci, micul producător de lângă Brașov, că aveați o reclamă cu unul din Rupea, cu ăla din Galați, cu ăla de nu știu unde, va avea loc în hipermarketuri și supermarketuri, nu neapărat că vrea el, că o să vrea hipermarketul care are galantarul gol și doi la mână, ce spunea domnul profesor, nu o să mai trebuiască să-și arunce marfa pe câmp, fiindcă magazinele au ușile închise, fiindcă au niște înțelegeri doar cu 2-3 producători sau acele produse tip brand propriu. Eu cred că legea este un pas înainte, să fim foarte atenți cum se implementează, dar ce aș fi extrem de interesant și la dumneavoastră și la alte televiziuni, hai să vedem peste 6 luni ce s-a întâmplat cu legea, cum ar fi extrem de interesant să facem acum o retrospectivă a reducerii TVA-ului la produse agroalimentare, ce s-a întâmplat real? Avem produse mai calitative în raft? Avem consumatori care pot să cumpere mai multe produse? Prețurile, ca și putere de cumpărare,
au scăzut, au crescut, ce s-a întâmplat? Fiindcă de obicei ne inflamăm și păi uităm și spunem de fiecare dată, e, așa e în România. Iar dacă avem orice problemă, să nu uităm două lucruri. 021-9551, numărul unic de protecție a consumatorilor, să facem o sesizare și avem o aplicație gratuită, Infocons, scanezi codul de bare, îți dă toate informațiile despre produsul respectiv, dacă are e-uri, se albăstresc acele denumiri care sunt de obicei fantasmagorice și când dai click pe ele, îți explică foarte simplu dacă scade părul sau îți crește nasul, dacă sunt de bine sau de rău, în ce cantitate și cum, pentru tine și pentru copiii tăi. Domnule Mierlea, vă mulțumesc mult de tot pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii noastre. Le mulțumesc și telespectatorilor noștri și aștept luni la o nouă ediție a emisiunii Agricultura la Raport. Până atunci, seară bună, numai bine!